frații Micula, au făcut niște investiții în zone defavorizate. Bazându-se pe niște scutiri care se acordau, scutiri de impozite, amânări la plăți. Deci statul român spunea pentru cei care vin să investească, investitori străini, exact, și aveau cetățenie suedeză, da, și fiind primesc străini, niște facilități. Fiind investitori străini, sunt protejați de tratatele de protejare a investițiilor, tratate bilaterale semnate de România cu alte state, printre care și Suedia. Și eu zic așa, băi, ei au dat în judecată statul român pentru prejudiciu creat prin faptul că facilitățile respective au fost anulate înainte de a expira. Chiar înainte de a intra în Uniunea Europeană cu câțiva ani de zile. Au mers la exit, a fost un proces întins pe mulți ani de zile, care proces a fost pierdut în 2015. Acolo a fost și o speță de drept internațional foarte interesantă, pentru că decizia tribunalului Exit a venit simultan cu o decizie a comisiei că suma respectivă, dacă este datorată, reprezintă ajutor de stat. Că orice scutire, și poate avem timp să discutăm un pic de situația creată cu scutirile din Ordonanța 114, orice scutire este privită de legislația europeană ca ajutor de stat. Tu trebuie să te gândești, dar am de unde? Dacă ajung acolo, am de unde să măresc pensii, să plătesc salarii mai mari în sistemul de bugetari, că, da? Să angajez mai mulți oameni. Pentru ce? Cu ce? De unde? Nu? Hai să e responsabil din partea mea ca politician să vorbesc de creșteri de salarii și de scăderi de impozite înainte să vorbesc de investiții și de... Că până la urmă, prosperitate fără muncă nu se poate. Și nu orice fel de muncă, muncă eficientă. Da? Asta este un exemplu aici de ce nu trebuie să facă un partid când e în opoziție.